ați venit la Încearcă să nu te sperii challenge, unde doar 0,001% reușesc să câștige. Vom începe cu un videoclip de dificultate ușoară. Primul film la care vom reacționa se numește The Couch. Hai să vedem, ăsta e de dificultate ușoară, bro, let's go. The Couch, adică canapeaua. Ok, deci se pare că și-au pus canapeaua aici. O întreabă dacă a luat-o de la magazin. Și că da, am luat-o de la secțiunea de gratis. Adică a luat canapeaua gratis. Tare am impresia, frate, și am impresia că n-am avut de vedere că suntem într-un film horror cu o canapea. Canapeaua e bântuită, 100%. Ai ceva? Ai nevoie cu altceva? Ai nevoie de ajutor cu altceva? Bine, ne mai vedem. Ăsta era vecinul ei. Bro, deci a luat canapeaua gratis. Mă, dar canapeaua e foarte mișto, man. Trebuie să fie ceva. Deci e gratis canapeaua, bro. Hopa! Băi, cineva sub canapea? Oh my god! Fraților, eu cred că știu ce canapeaua e gratis. E cineva în ea? Băi, cineva în ea? Hai să vedem. Bă, eram sigur! Bă, da, ați văzut acolo că s-a mișcat! Oh my god, man! Oh my god! Bă, uitați-vă la ciudatul ăsta! Oh my god, bro! Bă, ciudatule! Băi! Se uită la ea cum doarme. Bă, ciudatule! A, nu i-a făcut nimic, s-a trezit dimineață. Oh, și-a găsit canapeaua tot așa. Bă, dar ce-a făcut ăla? A intrat la ea în casă, cine, dar acum unde se ascunde? E tot sub canapea? Și iese de acolo doar noaptea? Oh, a găsit un pahar de apă. Cred că nu și-a deja aminte că ea să fi băut apă. Da, ce contează? Uite și cutia de cereale. Bă, ăla e ceva umal străzi, man. Care a venit să mănânce și să bea. A nevoie de cereale. Ok, a, iară s-a făcut seara. Bă, ăsta este cumva de sub canapea doar noaptea ca să mănânce. Adică, băi, bă, la urmă omul meu vrea să mănânce. Ia vedeți. Iese de acolo doar seara ca să mănânce și să bea. Frățioro, ai o tactică de supraviețuire foarte bună. Deci chiar sunt impresionat de băiatul ăsta. Chiar le gândește foarte bine. Ma. Da, deci, ok, nu-mi face doar asta. Se uite și la ea, man. Vedeți-vă că se uite și la ea când doarme. Asta e suspect. Ok, e suspect faptul, na, situația care ne aflăm e foarte suspectă. Dar na, încercam să scap și eu pe băiatul ăsta de vreo vină. A, sau doar să uite dacă doarme. S-a trezit. Bă, și de-aia se uite suspect, bă, poate ea, fraților, se gândește că s-ar putea să se întâmple ceva. Pleacă de acasă acum. L-a închis pe ăsta în casă. Ia uite-l. Mamă, man. Holy shit, fraților. Asta e ciudat. Și-a uitat telefonul? Oh! A văzut ceva acolo? Oh my god, sora mea, mai bine nu te întorceai. A găsit o pungă de chipsuri. Oh my god. Fraților, acum și-a dat seama că aici trăiește cineva, dacă e prea târziu. S-a tras taleta. Nu! Nu! Băi! Doamne, ce ghidion!
Dificultate medie de data aceasta, fraților, filmul The Boogeyman. Let's go. The Boogeyman short horror film. Ia să vedem, uite pe ciudatul ăsta. Mamă, deci mă sperie numai când e vă fața ăsta. N-am nimic cu el, bro, dar doar zic. Oh my god, îi face poze luna, băi, ciudat. Oh, filmează, ba nu. Oh my god, o filmează, fraților. Lasă-mă să fac un film cu tine, bă, ciudatule. Mamă, man. Ok. Sper să-l prinde cineva. Ok. Mă, e foarte ciudat. Ah! Ah! Fraților! A răpit-o pe aia! Voi ați văzut? Sau? Asta-i sau asta-i alta? Ați auzit ușa? S-a auzit ușa? A auzit-o și ea? Sora mea? Ai auzit ușa? Ce se aude, man? A ieșit afară. Se ascunde asta aici, fiți atenți. Du-te înapoi înăuntru, bro. Du-te înapoi înăuntru. Dar eu cred că i-a intrat în casă, că a zis la efect acolo că door closes, adică s-a închis ușa. Bro, e îmbrăcat ca Michael Myers, fraților. Și-a dat seama, și-a dat seama. Prea târziu, sora mea. Prea târziu aia ai fost. Bro, cât de psihopat să fii. Bă, întotdeauna m-am gândit dacă oare există criminal în serie. Care gen, îți criminal în serie pe bune, adică omoară oameni, care se îmbracă ca mare criminal în serie ca să-i terorizeze pe aia și mai mult. Adică știi ce zic? Na, e scary să vină unul să te omoare. Bă, da, să vină să te omoare Michael Myers, bă, ești nebun, o-i rasnă. Adică, Doamne, ferește, bro, ce mai mare coșmar. Să vină să te omoare, ce pur și pe Michael Myers, ești nebun? Doamne. Sau alți criminali de ăștia. Prea târziu, sora mea, bagă-te la culcare, că na. Dar n-auzi ușa cum se deschide, bro? Ba da! E cineva acolo? Îi bate inima. A închis ușa. Dar nu, dar nu, dar nu, uite, uite-a să vezi ce e, băi. Crezi că s-a deschis ușa de la vânt? Băi, ești nebună? De ce, uite, uite-a să vezi... L-a văzut pe psihopatul ăla cum îi face poze. Acțiune! Oh! Oh my god! De-aia voia să facă un film, fraților. Asta e filmul ăla, de-aia e ăla îmbărcat în Michael Myers. Bro, holy shit, ia uite. Ia uite că se duce aici să filmeze filmul și-l vede pe ăsta, man. Oh my gosh, uite asta țipă, bro. Oh my gosh, și aici s-a terminat.
Ok, putem spune liniștiți că am trecut cu brio peste primele două filme și acum suntem la dificultatea grea, fraților, unde vom reacționa la filmul horror Geppetto, a real boy, care spune așa: he's a real boy, but he needs a friend to stay alive. Adică este un băiat real, dar are nevoie de un prieten ca să stea în viață. Nu știu la ce se referă, la ceva gen băiat, uite, un băiat care s-a necat într-un lac și gen... un ciudat ăsta l-a răpit și l-a făcut păpușă. Fiți atenți. Uite, ăsta e ciudatul, bro. Uite, și l-a răpit, man. Uitați-vă, bro, l-a făcut mare păpușă și ăsta e real Geppetto ăsta. Ia vedeți. L-a răpit și l-a făcut păpușă, man. Uite, așa arăta înainte. Înainte. Silas! Oh, it's you, my precious, precious boy. Yo, uite-l, Silas, ești tu, băiatul meu prețios. Right. You must be starving. Ok, GK, e foarte, foarte foame. O să-ți fac mâncarea ta favorită. Păi, dar ce-l cunoști? Nu pare că nu l-ai răpit, uite, îi faci un sandwich. Poftă bună, frățiorul. Nu prea înțelegeți-o care-i treaba, dar o să înțelegem, bănesc. Ți-a plăcut sandwich-ul? Bă, dar de ce copilul e așa de pierdut în spațiu? Ia, păzi, ia. Frățuiești cam rău și vezi că băieții răi, mai ales în filmele horror, s-au dus. Asta tot încearcă să-și joace cu el să facă ceva, dar se pare că nu prea iese. Opa! I need a friend, am nevoie de un prieten. Cine e acolo? E o altă creație de-a lui... de-a lui Geppetto ăsta. Oh. A, ba nu. E ăsta. Am nevoie de un prieten. To stay alive, ca să stau în viață. Frățiorul, fă-i rost de un prieten dacă are nevoie de un prieten să stea în viață. E destul de simplu. Yuhu! Hello? Hello? Bă, încearcă să răpească un copil ca să-i facă un prietenul ăsta, bă, ești ciudat! Care este numele tău? Beth? Ce nume frumos, bă, ciudatule, pleacă-mă! Vrei să vii să te joci cu mine? Pleacă, bă, ciudățilă! A trebuit să mă duc acasă, bravo, bravo, sora mea! Sorry. I didn't mean to scare you. Și că nu vreau să te sperii. Did you make that doll? Tu ai făcut acea păpușă? Da. I have a bunch more inside. Mai am foarte, foarte multe înăuntru, sora mea, te rog. Sora mea, te rog. Vrei să le vezi? Doamne, frate. Okay, you two. It's tea time. Este timpul de ceai. Bă, ia uite, bă, cum a păcălit omul, doi copii. Bă, ce nenorocit. Asta se simte rău. Ia, arată către ea. Bă, da, ăsta cumva l-a... l-a luat la via... l-a reînviat pe ăsta, sau care-i treaba? Arată către ea. Nu știu, așteaptă. Bă, ce faci? Silas. I need a friend. Păi ți-a dat un prieten, asta e, băi, sora ta. Alive. For a life. Are nevoie de un prieten pentru a sta în viață.
Adică o să-i fure viața lui Stormian? Nu prea înțeleg. Uite aici. Wait. It's just a little hot. Ce, că așteptă puțin, e destul de cald. Dar nu uita să sufli. Cred că o să o facă pe amică să leșine. Ci că se întunecă afară, trebuie să ajung acasă. Nu. Băi, cum adică nu? Ci că trebuie să ajungi până toată lumea termină. Ba nu trebuie. Bă, ciudatule! Ci că mă doare capul, aha, oare de ce o doare capul? Oare de ce o doare capul, fraților? Au! Uitați-l! Bro, GP-ul a răpit-o pe fată, man! Oh my god, ce ciudat, man! Mamă! Atât de horror a fost filmul ăsta, dar pe cât de horror a fost și atât de ciudat. Doar 0,2% din oameni nu se sperie când se uită la acest videoclip horror. Restul de 99,8% 100% se vor speria. V-am pregătit două filmulețe foarte, foarte creepy, fraților, și eu sunt 100% sigur că toată lumea care se uită la videoclipul acesta se va speria. Hai să vedem. Primul se numește Jasper Short Horror Film. Let's go. Mamă, și începe cu o melodie. Mu! Stormian, de ce plângi? Ok, mamă, hai că am început de la, cum zice fraților, filme horror care sunt cu desene animate. Nu-i bine. Bro, uite-te. Ce? Ce este asta? Băi, fraților, asta e ținută captivă de ăsta sau ceva de genul? Adică, așa pare. Având în vedere că ea plânge, se uită la ăla, amândoi se uită la desene. O să mă las să plec? Ok, bun, deci hai că trebuia să mai aștept câteva secunde ca să-mi dau seama dacă e captivă sau nu, mi-am dat seama acum. O să mă las să plec? Mă! Băi, ce-i în regulă cu omul ăsta? Bă, uitați-vă la el cum își... Bă, ciudatule! N-o bag în seamă. Asta o ține captivă ca să se uite cu el la desene? Ce tip de psihopat e ăsta, bro? Nu o să spun nimănui. Te rog. Băi, sora mea, băi, nu le enerva pe asta, ai luat-o razna. Băi, ce se întâmplă, fraților? Nu le enerva pe asta, ai luat-o razna. Are you watching me? Te uiți la mine? Acum vorbește televizorul? Sau cine vorbește? No. Are you watching me? Ah, gen, să nu se uite la el, ăla e acolo în spate, dar nu-l vedem noi, că e în întuneric, că vorbește ăla și zice, bă, să nu te uiți la mine. Te uiți la mine în mintea ta? Nu mă uit. Mamă, frate, dar ce-i cu ea? Bă, avea ceva în mână, nu? Avea ceva în mână. Aoleu, Doamne, iartă-mă, Iisuse Hristoase, bro! Bro, ce-i aia? Adică știm toți ce-i aia. E o furculiță. Please, I won't tell. Taci din gură. Prostul meu, eu aș tăcea în locul tău. Aș tace, cum se zice. Oh my god, băi, și fete, la ce, Doamne iartă-mă, să uită oamenii ăștia.
Uite pe fata aia de acolo! Aia altă fată care încearcă să scape! Las-o să scape! Las-o să scape! Nu, nu te uita, 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 las-o să scape! Mamă, frățiu, dar ce e treaba cu ciudatul ăsta? Oh my god! A văzut-o! Aba, nu! Aba, da, a văzut-o! Oh my god, bro, ok, mamă, deci, bă, videoclipul ăsta n-are jumpscare-uri, cred că aici s-a terminat, nu? Fugi, fugi! E momentul tău să fugi! Cred că omoară cu furculița, aici s-a terminat. Bă, fraților, deci videoclipul ăsta n-a avut jumpscare-uri, dar a ținut non-stop într-o aură de-asta creepy. Iar al doilea filmuleț se numește The Painting. Hai să vedem care-i treaba și cu el, bro. Ma. Horror short film. Ia zi, sora mea, vrei să-ți cumpere o pictură sau ce vrei să faci? Vrei să-ți cumpere un tablou. Oh, deja și-a schimbat, cred că deja și-a cumpărat tablou, sau nu? Care-i treaba? Ok, soara noastră se distrează. Let's go, sperăm că n-avem copyright, da, da. Ok. Curăță tot, face, pregătește locul pentru noua pictură? Sau la ce se referă? Vreți ceva cu o pictură dacă se numește The Painting? Nou tabloaș. Mamă, sora mea, ai pictura pe care ai luat-o? Cam suspectă pictura. Și de ce curge sânge în spatele picturii? Oh, sau o fi, fraților, că asta e casa pe care a cumpărat-o ea? Sau care-i treaba? De exemplu, ea am găsit... Ah, bă, ce prost îți, fraților! Ok, deci ea când a venit a cumpărat casa. Și acum făcea curățenie în casă. Ea n-avea nicio treabă cu pictura asta. Acum a văzut pictura asta lăsată în casă de vechii proprietari. Oh, shit, man. Asta e o situație foarte nașpa. Băi! Oh my god! I-a zis să o pun înapoi. Oh my god, băi, fraților. Ăla-i sânge? Ăla-i sânge. Jesus. Mamă, îi vine să vomite. Bă, da, nu s-a speriat de ce s-a întâmplat? Du-te și șterge. E pusă la loc pictura, fac pariu, nu? Eram sigur. Eram... Oh my god! Acum azi două mâini. Sora mea... Mamă, și acolo e crăpat. Eu în locul tău aș lua-o la fugă și aș abandona casa. Foarte frumoasă, nu mă înțelege greșit. Dar nu știu dacă se merită să mori pentru o casă, nu știu. Poate gândesc eu. Crede că mai e cineva aici, bă, și eu aș crede la fel. Dacă n-aș ști că e bântuită. Sora mea pleacă. Ea acum crede că e cineva în casă, lucru care stă asta e posibil. Și caută prin toate locurile, caută sub pat, caută în dulap, zici că joacă greri, cumva greri caută acolo. Caută stânga dreapta, să vadă dacă se întâmplă ceva. Nu știu dacă e idee bună. A închis ușa. Foarte bine. Te-ai încuiat cu criminalul în casă. A apărut pictura. Oh my god. Oh my god, acum apare o persoană. O persoană neagră.
Bra. Ce faci, sora mea? Ah, bă, inteligent, fraților, să vadă cum se mișcă pictura. This is my house. Asta e casa ei, nu vrea să plece. Vă dați seama, a dat o căruță de bani pe casa asta, mai și pleci. Asta este casa mea și I kick you out. Bă, voi vedeți că mi se pare mie sau la mâine are sânge sus, la unghii. A dispărut? Uite că dispare încet încet, ești nebun. Ma! Aoleu, credeam că a picat, au picat mâinile din tablou, dar a picat camera. Dar nu prea a mers planul tău, soră mea. Îmi pare rău să te anunț. Nu a funcționat. L-a lipit cu bandă scoci. Păi de ce ai mai avut trepied dacă l-a lipit cu bandă scoci? Se uită pe filmare. Ham așa deodată. Mă... Hopa. Opa. Tablou e gol. Tablou e gol. Gol goluț. Oh my god, uitați-vă, face o cerneală neagră de la omul ăla care ieși din tablou. S-a urcat pe pereți. E sus pe pereți, înseamnă. Sau asta nu-l vede și vede numai pașii. Că e ceva fantomă invizibilă. Da, cred că asta e. Așa și-ar da și ea seama. Unde e frățiorul? Zic. Ia uite-l. Se uită, e un om pictat. Ok, nu mă așteptam la finalul ăsta. Băi și fete, scrieți la comentarii dacă v-a speriat sau nu. Ai apăsat pe acest videoclip. Deci sper că nu e singur acasă. Însă, sincer să spun, deja e prea târziu, pentru că astăzi ne vom uita la 3 filme horror la care practic nu ar trebui să te uiți când e singur acasă. De-aia videoclipul ăsta se numește să nu apeși pe el dacă e singur acasă. În fine, v-ați prins. Primul videoclip se numește Serbian Dancing Lady 2. Știți că este acea femeie care pau pau pau, care dansează în Serbia, și că mai reacționam noi la un film cu ea. Acum, asta este partea a doua. Hai să vedem care-i treaba. E gen femeia care vrea să te omoare, are un cuțit în mână și dansează. 100% o știți, fiți atenți. Uite-o și pe tantia asta. Hopa, a, ok, asculta radio. Și acum nu mai e nimic la radio, ok. Are sens. Aha, uitați-vă, asta e femeia care vrea să te omoare, practic. O să scoată un cuțit la un moment dat, uite. Mamă, dar mi se pare super horror, bro, adică și ea cu TikTok-urile cu ea. Îmi este foarte, îmi pare foarte rău că m-am uitat la tine fără permisiunea mea. Opa, disoana mea știe despre legendă. Cred că sora mea știe despre legenda asta. O fi că nu trebuie să te uiți la ea fără permisiunea ei sau care-i treaba? Că eu nu știu nimica despre legenda asta. O fi că ea știe, că de-aia a zis aia. Opa, a venit ăsta. A, bă, a, și aia a scăpat? Oh. Deci doar asta trebuie să spui. Uite, radio static.
A, o vede și el. El o să zică la fel? A, el vrea să filmeze. Are sens, da. Oh, no. M-ai speriat. Oh, my God, pe ăsta o să-l omoare, că n-a zis aia. Ce am zis? Whoa, lady, take it easy. Fugi! Da, e mort. Cineva se deschide ușa. Bravo! Fugi, bă, frățior, ce faci? Fugi, mă, frățiu, dar de ce nu fuge? Să n-au rece cu cuțitul după el. Nice. Dai, 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 dai. O să crede că a pierdut-o, a? Nice. Ești mort. Ești pur și simplu mor, frățiorul. Gen, o șansă nu mai ai. La modul ăla de mortiști. Dar cine e acolo? S-a uitat o mașină. Ești mort, frățioro. Dar băi și fete, băi, măcar am aflat faptul că dacă îi zicem că îmi pare rău că m-am uitat la tine fără permisiunea ta, o să scăpăm cu viață. Următorul film se numește Till Death. Hai să vedem ce e vorba despre un joc video. Din câte am înțeles, al unui angajat de la magazinul ăsta Gameville. Uite, băiatul ăsta lucrează la un ăsta de jocuri. Ce că bine ai venit la Gameville, numele meu este Jacob, cum te pot ajuta? Do you guys buy like old games, like retro games? How much can you give me for this? Ok, deci întrebat dacă voi cumpăra jocul. Face da, uite ce poți să-mi dai pe ăsta. Uite, Till Death, da, ok, este un joc. This kind of looks like a kid's game. Ce care arată ca un joc de copii. What can you give me? One second, let me look it up. Stai să mă uit. Dar ăsta e tare panicat, de ce e așa panicat? System, so yeah, that means it's rare, right? Maybe at another store, but not here. Whatever. What can you give me for it? Ce poți să-mi dai pe el? I can give you 15 store 15? Credit. Yep. 15? Yep. Dude, can you just give me cash? Nope. Și că 15 store credit, adică îi dă față $15 doar să îi dă store credit, adică doar să cumpere la magazin. Just keep it, dude. Doar ține-l, frate. Am nevoie de numele tău. Bă, da, băiatul a părea foarte panicat. Asta vrea să se ducă să-l joace. Ia să vedem. Wow. Wow, frățiorul. Ai găsit unde să te joci. Foarte bună alegere. Third body found in the woods. Ia uite, fraților, acolo. Al treilea cadavru găsit în pădure. Numai de-astea bântuite are al nostru. Imarod Game 1987. T
Still dead. Start. Dă-i start, fățeru. Hollow Stone 1996, Love is in the air. Ok, deci acum... Ah, te duci la nuntă. Alegeți caracterul, e același caracter. E pur și simplu același caracter. Bravo. Alegeți mireasa. Uai, de ce alegi-o pe aia din dreapta, bro? Ești normal. Alegi-o pe asta din stânga. Asta o să lagă pe aia din dreapta, că se crede interesant. Aba, nu alege pe asta. Ok, deci trebuie să... Ah, ok, deci trebuie să... O combin pe asta, uite. A, doar când ai picat din rai. Deci trebuie să o faci nevasta ta, am înțeles, ok. Are sens. Uite, love matter. Trebuie să o faci să se îndrăgostească de tine, băi și fete. Uite, s-a făcut noaptea la Gameville aici. Asta încă se joacă. Uite, a ajuns să se căsătorească. Da. Bravo, frățiorul. Ți-ai făcut gajică, bravo. Hopa. Hopa, ce s-a întâmplat cu gajică ta? A venit aia. Păi ce ți-am zis, mă? De ce n-ai ales-o pe aia? Cine te-a pus, frățiorul? Cine te-a pus, pe la urmă? Te-am pus eu, nu te-am pus eu. Ciudat joc. Asta face parte din joc cu ecranul blurat. A? Bro! Bro, oh my god. Oh my god. Oh my god, se vede pe el ca pe ăla din film, din film, din joc. Ce face? Ești mort, al meu. A ieșit mireasa. Are cuțitul ăla. Bă, uitați-vă, frate, îi se face așa gâtul, o să moară, o să-i tai gâtul. Bro, what? Bro, what? E mort, nu mai are ce șansă. Nu mai are ce șansă. RIP, frățiorul nostru, RIP. Chiar a fost un băiat de treabă, a zis că l-a ajutat și pe ăla. Așa, uite, s-au căsătorit într-un final. Așa s-a terminat jocul, bro. Sunt curios la de la început cum a supraviețuit general toată chestia asta. Iar ultimul film la care vom reacționa se numește Skibidi Toilet 2. Nu știu cum e Skibidi Toilet 1, dar hai să vedem. E băiatul ăsta care zice, hai Vanessa. How's it going? Cum merge treaba? Sunt bine. Say, have you heard from Lino? Ai auzit ceva de Lionel? Cred că e la baie. Been in there for like an hour. De acolo de oră. Poate îl doare burta? Vrei să mă duc să văd ce face? Aș face totul pentru tine. Not in like a creepy psycho way, just more of like, you know. I appreciate it, Jacob. Mulțumesc, Jacob. Hai, bă, frățior, du-te și vezi dacă gagică s-o lu asta e acolo sau nu. Mamă, e cu cameramanul. Ok, ciudat. Mamă, e cu camera, mă, în acest videoclip, bro. Ce tare. Pe unde-i Jacob al nostru? Că-i de-o... Poate a fugit de la muncă, fraților. A, Lionel, așa. Cred că a fugit de la muncă al nostru și a zis că se duce la baie.
Și așa s-a spălat pe mâini de orice responsabilitate. Te-ai cam dus, băi. Lionel? Lionel? Mă, nu-i niciunde. Ori e toaletă, ori l-a mâncat cameramanul. Cineva... Oh, e o toaletă, fraților. Ați văzut că a tușit apă. Hello? Hey, it's me. Hi, Jacob. So, I'm in the bathroom, looking for Lionel, of course, and he's Chica, nu e aici, not Lionel, nu e aici. Here. You know, it's a real drag. I wouldn't be surprised if I lost my job because of him. Well, is there anything I can do to... Chica, poți să fac ceva să te ajut? A, deci ăsta îi place de asta. I can always, I don't know, bring you a coffee, or... Poți să cu cafea. Take you out. Uite că asta e aici, fraților, dar e o... Se aude muzica. Mamă, uite-ți-vă la ăla. Bro, ok, deci asta o combină pe asta. Zice că da, merge la un date, nu știu ce. Mâine la 12? Perfect. Perfect. Lionel? Lionel? L-ai găsit pe Lionel? Acum vin. Ok, Kiki ești mor, frățuri, uite moară toaleta schimbită, uite moară cameramanul, dar mor tot ești. Oh my god! Oh my god, bro, cum arată ăla? Oh my god. Give me that. Oh my god. Uite cameramanul, bro, bă, ce tare. Așa cum atrage, trage apa. Oh my god, ok, foarte, foarte ciudat, băi și fete. Foarte ciudat a fost ăsta. Scrieți la comentarii care vi s-a părut cel mai horror film din astea.